Bine am găsit, prieteni, bună dimineața, duminică dimineața, cafeaua cu ulei de cocos, ca de obicei. Primesc foarte multe mesaje. Nu exagerez dacă spun că multe zeci de mesaje zilnic de la persoane care spun că beau cafea cu ulei de cocos sau iau ulei de cocos, nu neapărat în cafea, și că nu au niciun fel de probleme. Vedeți și acest mesaj pe ecran. De o lună de zile bea cafea cu ulei de cocos fără să țină post intermitent, deci nu în acest scopul ea, și a făcut analizele și sunt perfecte. Repet, sunt zeci de mesaje. Nu mai vorbesc de acele mesaje care spun că uleiul de cocos le ajută, deci ajută aceste persoane să nu mai mănânce dulciuri. Sunt unii chiar care spun că aveau o mare poftă de dulciuri, dar cafeaua cu ulei de cocos, uleiul de cocos le-a redus, le-a făcut să dispară, a făcut să dispară această poftă de dulciuri, le reduce senzația de foame și atâta timp cât analizele sunt ok, deci se vede clar că uleiul de cocos nu dăunează cu nimic, nu văd de ce nu am profitat de aceste avantaje. Plus multe alte avantaje pe care le are uleiul de cocos. Să amintesc doar două dintre ele: reglarea tranzitului intestinal, deci la persoanele cu constipație le reglează tranzitul, dispare constipația, și de asemenea un efect foarte important, faptul că uleiul de cocos conține trigliceride cu lanț mediu, MCT în engleză, MCT, care se transformă în ficat rapid în corpi cetonici, iar corpii cetonici sunt sursă preferată de energie pentru creier. Acționează și la persoanele cu demență, Alzheimer sau alte forme de demență, pentru că reușesc să pătrundă neuron și acesta să aibă energie, deoarece în demență, în Alzheimer în special, neuronul nu mai este hrănit glucoza, nu mai ajunge la neuron pentru ca acesta să aibă energie și, bineînțeles, funcțiile sale scad, iar unii mor, unii neuroni. Uleiul de cocos, prin corpii cetonici pe care îi generează, reușește să ajungă la neuron, dar și la persoanele care nu au astfel de probleme, fiind o sursă mai bună de energie, le crește vitalitatea, ne simțim mai bine, mai tonici, mai energici, crește capacitatea de concentrare, crește claritatea în gândire, se îmbunătățește memoria. Deci sunt foarte multe avantaje și, repet, vă faceți analizele și le repetați după o lună jumate, două și vedeți care este rezultatul. De aceea fac în fiecare dimineață clipuri despre uleiul de cocos pentru a pune aceste mesaje pe ecran, pentru a vedea că eu zic, sunt nefondate temerile la adresa uleiului de cocos. O linguriță, două pe zi, nu au ce să se întâmple. Adică sunt oameni care beau ani și ani și ani de zile și de-abia după mulți ani de zile apar consecințele nefaste ale alcoolului. Ce poate să se întâmple de la o linguriță de ulei de cocos? Mâncăm ulei toată ziua, în toate alimentele punem ulei de floarea soarelui, în special cu ăsta se gătește, sau se pune prin restaurante, prin fast food-uri și alte tipuri de uleiuri vegetale, de rapiță, de soia, de porumb și nu se întâmplă nimic de pe o zi pe alta. Dar uleiul de cocos, după cum am spus, a demonstrat, este foarte sănătos. Sunt persoane, deci persoanele din insule din Pacificul de Sud, își iau 60% din necesarul caloric pe zi, deci nu din necesarul de grăsimi, din tot necesarul caloric dintr-o zi, 60% este asigurat din ulei de cocos. Și nu cunosc bolile cardiovasculare. Incidența bolilor cardiovasculare este extrem de mică, extrem de scăzută. Deci, dacă ar fi fost periculos pentru inimă, pentru vase, în mod sigur aceștia ar fi trebuit să aibă o explozie de asemenea cazuri. Închei aici. Vă doresc o duminică plăcută și ne revedem mâine. De fapt, ne revedem astăzi pe parcursul zilei. Numai bine, sănătate, la revedere!